Se știe că înainte de 1998, Polonia a avut 49 de unități administrative similare cu județele din România. Guvernul de atunci a decis să pună în aplicare o reformă administrativă pe trei nivele. Este compusă din peste 2400 de comune, 379 de districte și 16 regiuni sau voievodate. Despre varianta regionalizării și despre absorpția fondurilor europene va discuta vineri 27 septembrie la București primarul Sucevei în cadrul unui seminar la care vor participa atât oficialități poloneze cât și române. Voi participa la București, la invitația domnului viceprim-ministru Dragnea, un seminar, eu știu dacă e corect, așa, seminar Română-Polon, cu tema impactul procesului de regionalizare, descentralizare asupra absorției fondurilor europene. Sigur că aici știm cu toții experiența pe care au avut-o polonii pe această temă, regionalizare, descentralizare și faptul că sunt campioni la accesarea fondurilor europene. Voi participa și eu pentru că ne interesează ce se întâmplă în perioada următoare, mai ales cum să le pregătim în exercițiu 2014-2020. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Guvernului, Polonia a demonstrat că, susținută de o lege puternică și o structură organizatorică eficientă, absorpția fondurilor europene poate depăși nivelul de 80%. Un rol important în succesul acestui program îl joacă și regiunile, dar și concentrarea programelor europene sub aripa unei singure instituții. Varianta poloneză are, astfel, avantajul unei mobilizări mai ușoare a fondurilor și costuri mai reduse pentru contribuabili. Însă, principala provocare va fi dezvoltarea aproximativ egală a regiunilor. Dacă fiecare nouă diviziune administrativ-regională nu va cuprinde atât județe bogate cât și sărace, atunci se va crea o discrepanță vizibilă. În plus, ideal ar fi să existe în fiecare regiune cât mai multe industrii și locuri de muncă variate. Un alt pericol este legat de alocarea inechitabilă a resurselor în interiorul regiunilor, având în vedere tendința alocării mai mari către centru, respectiv către capitale. Însă, pentru a combate acest fenomen, oficialii români afirmă că ar putea exista mai multe capitale pentru o singură regiune.